Domnul Grigori, bine v-am găsit! Bine ați venit, sănătos! Eu vreau ca astăzi să discutăm despre viața dumneavoastră. Eu vă văd nevăzător. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? De ce ați pierdut vederea? De pe o motocicletă eu. Nisoane NATO, sârmă, catinca, roata și dinainte și m-am răsturnat de pe deal pe valea și aia și acolo erau și pietri și tot vedeam cum să zic, eram plin de sânge și eu nu mă uitam ca un durer și toate astea, dar îmblam după motocicletă. Că era greu ori să care eu nu pot să ne amintesc că e de mult. Dar semănaș. Era motocicleta dumneavoastră? Nu. A unui cunoscut de-a meu, dar el nu-i de-a meu. Ce vârstă aveați atunci? E cam... așa, 17. Aproximativ 17 ani. Da, că era toamna când s-a întâmplat asta. E chiar, cum să zic, de-a mă când aproape scosește. Prin august. Înspre toamnă, da. Aici în Nisporin s-a întâmplat. Da, la ieșirea din Nisporin, chiar era șoseaua și vechi, încă nu... Și nu departe mai merge o leacă, râul Nârnova, că el e pus și pe hartă. Pe timpuri, prindem pești cu mâna, că când ploua tare, pe el, prin coada iazului, porne contra apii. Și apoi cu mâna prindem câte două, trei căldări. Dacă mai vindeam, mai facem de... Și vederea dumneavoastră atunci v-ați pierdut-o pe loc sau treptat? Treptat, în decurs de vreo 6-7 zile, așa de-am, cred că 7-8 zi, eu nu vedeam deloc, de-am pe spital, mă luau asistentele medicale, că mă temeam să merg, mă. Dar atunci când s-a întâmplat accidentul, dumneavoastră vedeați cătuși de cât? Da. Dar atunci vedeam cătuși de cât, dar... De-am practic mai nu judecam, că m-a urcat în ambulanță și nici nu știu cum, când m-am trezit în Chișinău, în Spitalul Republican. Părinții au fost cu dumneavoastră? Mama mea nu-i din 66, eu sunt din 58, am spus lucrul ăsta. Tatăl meu pe atunci era în detenție, eu eram de unul singur. E ca așa, mai mult pe la bunica, adică. Dar de ce tata stătea în pușcărie? Ce s-a întâmplat? Cum se traduce în limba română, că era în limba rusă, zatuniat, adică nu lucra nicăieri, se ocupa numai cu paharul, adică ce era în pahar. Da, mama, de ce nu era în viață? Când mi-a spus că o decedat? Eu țin minte că eram de vreo 6 ani, o bătea și cu lanțul chiar o bătea și ne ascundem sub pat, cum era înainte, că noi am fost și suntem și amul, 3. Ne ascundea pe desubt, că era pat de scânduri așa ea cu tot cu... Atât de violent era tata? Foarte. A fost și nu numai el, că mai avem încă 2 frați, niște sadiști, niște cuziști și toți au stat în pușcării. Cu lanțurile o bătea pe mama dumneavoastră? Da. Și dumneavoastră, fiind copii, vedeați totul? Totul vedeam, da. Și eu de atunci încă, poate și mai târziu, zic, am știu cum o ieși, dacă adânsul nu vreau să fie. Și mama a murit din cauza bătăilor? Da. O stat în spital, tot de asta nu pot să ne amintească, eram copil, dar știu când mama prindea și plângeam și eu și ea. Ați rămas orfan de mamă, la ce vârstă? Cam, așa, avem vreo 8-9 ani, așa, 8. Cine umbla cu dumneavoastră prin spitale când ați ajuns după accident? Da, în spital eu, cum să vă spun, parcă v-am spus că când am avut eu accidentul ăsta, m-a urcat în ambulanță și eu m-am trezit la Chișinău, da. Cine și cum. Dar după asta ați mai fost și la alte spitale odată ce vă pierdeați vederea? Cine vă însoțea? Cine mergea cu dumneavoastră? Ei, da, păi, mai aveam și concubine și uneori mergea și sora mea. Noi, când erați copil,
când s-a întâmplat accidentul. Probabil erați, mergeați la mai multe spitale să vă verifici și poate cumva să vă reîntoarcă vederea. Nu, numai în Spitalul Republican am stat. Și apoi după aia, după ce am lucrat eu de-amă prin Societatea Orbilor, apoi m-am dus la Trăiencă, Dimitri Lupan. El face operația, amunui, am înțeles cu o decedat. M-am dus la dânsul și zic, mie îmi trebuie un dreptar la Odessa. Și la Odessa încă era ficiorii, dar erau în vârstă, în vârstă, al lui Filat. Știți că este Filatovski Institut. Da, 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 da. Și peste tot, m-am dus la multe aparate. Și, și ce spuneau medici atunci? Că-i târziu. Adică nici operația nu a ajutat nimica. La dumneavoastră a fost afectat nervul ochiului. Dizlipire de rutină. În limba rusă ia sloi ca siceatche. Și acolo înăuntru ochiului cine știe și s-o mai... Nu se mai putea face nimic. Absolut nimic. Și cum dumneavoastră ați început să trăiți viața asta? Pentru că până la urmă ați început o viață nouă, o altă viață, domnul Grigore. Erați un adolescent la 17 ani, să rămâneți fără vedere. Viața era toată înainte și era în capul dumneavoastră. Pe timpuri șobolanii, când era clorofos și eu aveam într-un loc, știam unde, și mă gândeam, zicea că am să iau o lingură, două șanse, eu un pahar, două cu apă, și mă gândeam, că zic, sunt pierdut. Dar de-amă, după și m-am angajat în Societatea Orbilor, erau cu stajul mai mare ca mine, mă învățau ea ca cum să merg în cămin, număram ușile și ne arăta ea ca aici e sufragerie, aici e lavoarul, dincolo e viceu, pe urmă te întorci înapoi pe dreapta, iar numărul 1, 2, 3 și eu știam că patra uși trăiesc. Acolo la Chișinău, la Societatea Orbilor, ați învățat să trăiți viața asta. Da. Și era și o spătărie și numai treceai podul și vineau și angajați de acolo, de la radio, la casa radioului, oricum se numește. Da, da, da. Încălțând minte și pe Badea Iuri Nistor, trăiem foarte bine cu dânsul, că el cu Sulac lua interviu și apoi era Tudor Hodorogea, mă concuram la muzicuț cu el. Și pe urmă se uitau ieși la muzic, dar aute cu cine se ia grijă, băi băiete, aute. Și cât timp ați stat acolo la Societatea Orbilor? Da, în jur de vreo 16 ani am stagiu de muncă. Când prima dată ați făcut cunoștință cu o fată? La ce vârstă? Da, așa, aproximativ 21-22. Cum a fost asta? Unde ați făcut cunoștință cu ea? Aici ne spune. Așa, întâmplător, ne-am întâlnit pe drum și au văzut că eram cu bastonul și să te ajut să treci drumul, cu cea mai mare plăcere. Și apoi uneori mai venea și ea singur, că știa de-am unde locuiesc. Și că nu mai ai nevoie ceva la magazin, ia că mă duc în centru, că în centru alea că e mai complicat. Eu plus minus ajung, ia că și la oficiu poștal și la... Dar așa aud lumea cum se urcă pe scări, aha, știu că aici ai oficiu poștal, alături e mult telecomul. Ea era sănătoasă, vedea? Da. Și cum ea o acceptat să fie cu dumneavoastră împreună? Păi ei cum o acceptat, eu nu știu, dar era împotrivă și maică-sa și avea în confrate. Și al mai mare era mai mare cu an ca mine și ala nu era împotrivă, dar auzi că treaba e cu ea, păi, ea ca vorbile lui, le repet. Dar cum credeți dumneavoastră? Ea s-a căsătorit cu dumneavoastră din sentimente? Simțea ceva față dumneavoastră sau avea alte scopuri? De la bun început simțea, dar pe urmă omul deși crește, se mai dezvoltă, îi apar alte gusturi, eu știu, păreri. Dumneavoastră aveați apartament? Până pe timpuri, nu. Trăiam în casa lui bunica, că bunica cu toate că era în vârstă, dar alt cineva, nu știu cum, o zic, hai Lelianică, cu mine. Și o dus-o la un om, tot e decedasă și nu mai vine bunica înapoi. Și trăim în casa lui bunica. Dacă n-ați făcut cunoștință cu soția? Apoi atunci. Atunci? Da. Și după care ați primit apartament? Am primit apartament
cu cameră. Taman în centru, acolo la 5-lea etaj trăiam și eu spun lucrul așa cum este. Uh-huh. Iată cum era balconul. Am bătut două leațuri prin părți, prin părți erau pereți. Și sântind fieri ca să am un dintin din rufe mai multe când l-a spalat. La... Și leațurile astea trebuie legate, că era o bucată de prut așa și eu n-ajungem bine. Dar pe atunci îmi plăcea și mie ce e în pahar. Și m-am urcat pe un scaunel. Și când m-am întins să leg leațul, m-am dus în jos la 5-lea etaj. Și ea ca ziua și în ziua de azi. Sunteți norocos. Ce, eu nu pot să fiu norocos sau... Câți ani ați fost cu ea împreună? Deci... Dacă asta a fost... Un an, doi, trei? Trei mai mult, că aveau... Cinci, șase... Ei, da, așa în jur de 4 ani, eu cred că. Așa pe urmă ne mai întâlnim, mai da... Copii cu ea aveți? Două fete am avut. Și unde sunt fetele acum? Una, nu pot spune asta de la urmă, dar ceilalaltă care mai mare, păi... Când nu eram eu acasă, umblam cu Baianu pe tren, că asta a fost ideea lui Sulac, l-a văzut pe unul cu fluierul. El ne-a dat ideea asta, coț, că mult n-ai să ai, dar fără bani n-ai să rămâi, că circulau și bănuți de unul. Uh-huh. Și pe la bănci, e ca și momentul ăsta mi-a scăpat. Când să mă duc să schimb bănuții, că aveam câte 3-400 de unități, de bănuți de unul. Uh-huh. Și nu vreau eu să-i schimbe. Și am scris o petiție la Banca Națională și m-a telefonat. Dar erau mai multe bănci, că era și Bancul de Economii. Și care erau fete de treabă, le-am telefonat și le-am prevenit că ea ca mâine ar să fie și ar să facă controle. Și una mi-a zis, Grișa, dar tu ești băie de treabă. Zic, cum ai fost cu mine, așa și eu cu tine. Fetele au crescut cu dumneavoastră? De la bun început am crescut împreună, dar pe urmă e tot jăluie pe la unul, cu bat, cu fugăresc de acasă, zic, e, dacă e chestia de așa, zic, ea că ați luat și apartament și copii și... Eu m-am angajat în Societatea Orbilor, a doua oară, că eu am lucrat o dată pe unul. M-am... Când m-am căsătorit, m-am înscris, tăt cum scade, pe și i-am lăsat tot apartament și la vreo 3-4 luni, nu știu cum am venit eu, când mă întâlnesc cunoscuți de mici, că ei, dar e de când noi. Da, zic, da, copii, nu știm. Dar e și-o făcut. S-o dus în Cotosc din Ucraina, s-o întâlnit cu unul și l-a informat pe șala coț că e din casa de copii, nu are pe nimeni, nu? Și într-un fel ca că nu strâns-o de pe drumuri. Peste vreo 3 ani am găsit-o eu și m-am dus cu tot cu fiete la deza. Și ăla a rămas frapat, șocat, cum s-ar spune. Și până la urmă, o fată este pistihotare, alta? Da, eu nici nu știu că e pistihotare, dar alta când... Am început să spun că când umblam eu cu Baianu pe tren, apoi s-a dus la Prășu Sfiecl în Ucraina. Uh-huh. Asta prin 2000. Trei, dar nu mai amintesc eu, că chiar tot ce le-a stăt în capul ăsta aminte, nici nu mă strădui. Și s-a dus la scăldat de amă după ce a terminat el de prășit, eu nu știu cum aici, ea că să spun minciuni, eu nu doresc. Și după aceea s-a scăldat cum și de eu și s-a uscat, când i-a spus brigadier, așa m-a informat. Când ne uiteam Lilianui, o cătat-o pistitet pentru fișuri, prin... și mai erau pe acolo, nu mai găsit-o. Și tu cum a adăuza, adică când s-o spart șerea, cum zicem noi, ori beșica viară, corect să spune, eu a ieșit deasupra. Și-o găsit-o în necată. Și-o mormântat-o acolo, că e regiunea Odessa, raionul Nicolaevsk, satul Antonichi. Fica care este în viață nu vă scrie, nu vă sună? De astă vară, undeva de pe 27 iulie, până amu, n-am nici o informație, eu nu știu ce-i cu ea, unde e ea. Dumneavoastră,
După prima soție, v-ați recăsătorit? Ați mai fost cu cineva împreună? Da, a doua oară m-am căsătorit. În total, cu câte femei dumneavoastră ați fost împreună? Eu când îmi pui întrebarea asta, păi cam legal cu două soții. Legal, dar în concubinaj? În concubinaj e cam a 11-lea, așa, să nu dau greș. Dacă nu eram și prin Chișinău, mă mai duceam prin oraș, că eu îmblam aproape peste tot locul. Și apoi câte una, spați vă ajut să traversați drumul, zic, cu cea mai mare plăcere, și trăim în cămin, că ea ca de asta nu v-a informat. Eram la etajul 2, da, la vachtă, cum spunem noi, nu dă de voie să intre. Și apoi nu numai eu, mai mulți avem. Avem o frânghie și am făcut așa un fel de covoră sub umeri, și frânghia era groasă, cam, ia ca așa e de groasă, cam aproximativ. Și apoi o ridicam așa, până să apcac mâinile de balcon și o luam în braț. Și când dimineața să mă duc la lucru, zic să spui, dar nu că ai fost la mine. Îi spuneam și eu o familie, altă familie acolo. Și apoi lua la trei parali pe așa. Cum? Pe unde e intrat-o? De n-am știut eu. Acum dumneavoastră locuiți cu 11-a femeie. Da. Cred că bateți record, domnul Grigori. Ei, bat recordul. Nu, că asta la mine nu-i laudă, dar așa a fost situația. Că... Dar cum credeți dumneavoastră? Prin și le atrageți dumneavoastră? Eu asta nu pot spun prin și, dar... Sunteți magnet. A, până eu zis una. Tot Rodica se numea. Și a zis că bată chiar Dumnezeu, parcă ai magnet în tine. Că o să chea ca șamuc, toate că ei recăstorite, adică în un combinaș. Dar da, copii, că, numai nu te... doi ați avut. Da, dar auzi că nu te pot uita nici în ziua de azi. Cu alte femei n-ați avut copii? Nu. Cu femeia care locuiți acum, ea ce vârstă are? E din 1989, 34, cam așa iese, da? Și dumneavoastră aveți 65? Da. Cu 31 de ani sunteți mai mari ca ea? Da. Locuiți împreună? Păi într-o casă locuie. Sunteți perechi, cuplu? Ei, asta de-am când și cum. Dar cum dumneavoastră ați făcut cunoștință? Cum ați vrut să fiți cu ea împreună? Eu nu știu, ei ne-au spus că m-au găsit și pe internet, dar am scris eu chiar la macler odată un mesaj. Și mi-a dat o bib și... Dar cred că m-au văzut pe internet că... Iedeam când am făcut legătură, zic că, da, așa îmi place cum ești, ești curioasă, vin să te văd. Și eu i-am explicat. Zic, eu nu-s violator, cu pumnii eu nu rezolv, ne înțelegem bine, nu ne înțelegem, tot e bine. Cu toate că ea că a venit, a dormit alături cu mine, dar o tratam ca pe un copil al meu, așa. Pe urmă de-am mai informat, zic că. Așa de bine era când mă cuprindeai. Zic, dar ce nu mi-ai spus atunci? Pe dumneavoastră, nu vă deranjează vârsta asta? Că ea cu 31, cu 31 de ani e mai tânără ca dumneavoastră. Mă deranjează, dar ce pot face? Deci, s-o eu pe fugă, apoi este vorbă. Da, până am îți oprins bine, dar mă nu-ți mai trebuie oricum. Da, aveți sentimente față de ea? Păi, dar oricare om are. Dacă n-aș avea, păi... Dar nu sunt critici din partea oamenilor, domn Grigore, că sunteți nevăzător, deja cu 11 femei trăiți. Da, eu la gura oamenilor nu, că vinise an țărți, vinise fata mie, nu știu cum pe aici, că trebuie niște acte, tot trebuie să... Și tot eu am ajutat-o și m-am dus în piață. Și ea de-am greșare alta. Dar una o cunosc, că e fix, să vrei, ia că acum e lumea. Dumneavoastră vă trăiți viața dumneavoastră și nu vă mai uitați și spune lumea. Da, nu, că dacă te-ai potrăji. Eu înainte, ca să fiu sincer, ascultam, ba pe unul, ba pe altul, întrevojam sistemul nervos, dar pe urmă, am pus eu piciorul în prag. Domnul Grigore, dumneavoastră nu sunteți căsătorit cu ea? Nu. De ce nu o cereți în căsătorie?
Ei, dar unde s-o cere? La vârsta asta, eu zic, poate cumva, eu știu, am întâlnit perechea ei, nici nu știi de unde sare iepurile. Și lăsați așa ușor să pleci o femeie? Da, dacă dorește, de ce nu? Ea vă ajută în toate. Ea face ordine în casă, mâncare, spală, pe afară. Da, numai că de pe mine, tot eu de când îs eu, așa m-am învățat și îmi place lucrul ăsta. Eu singur îmi spăl și ciorap și slip și maiou, cămaș. Și m-a învățat tot unul care nu vede, care m-a învățat a cânta și la bani, chiar cum să calc. Ne arăta crașe la pantaloni, ia ca pui costur la costur, întâi un crac, cum era înainte fierul de calcat cu apă. Punem o cârpă umedă și chiar ia ca mi-a zis asta din spatele meu. Când mă știa lumea că îmblam răpănos și chelbos, dar când am venit la Cinut, după și m-am angajat la lucru, eram, cum era înainte, pantaloni culioși, dar nu știu dacă ați apucat. Avem 25-40 costum și cu cravată la gât și îmi zice, asta îl să cacol că nu-i vară dreaptă. Zic, au grișa, parcă e năcealnic. Zic, bă, chiar sunt. Domnul Grigore, din ce bani vă întrețineți dumneavoastră? Ei, eu am pensiune și 3.000, nu am vreo, când 2.800, când 2.900. Din pensie vă întrețineți? Da, și ea are tot așa, în jur de 3.000, 3.000 jumate, când și cum aici, eu nu știu, premii mai dau idei, nu am, dar suntem 3 persoane. Și băiatul ei? Da. Dumneavoastră ați acceptat-o cu copil? Da, și eram să fac și nu... Adică copilul nu e vinovat și nu este o problemă. Păi sigur că... Vă ascultă? Mă ascultă. Pe mamsa nu prea. Dar e ce cam și spun lui. Gata, o să pune gura în jos. Ce faceți cu 2.900 de lei? Păi da, da, banii la noi nu s-au aparte. Eu aparte, tot ce e când trebuie și avea așa. A, eu zis, e că de asta mi-a scăpat, să vă spun. Și e bună de plată, pentru că eu am sfătuit așa, dar una de la casă zice, da și-ți verifică banii? Dar eu eram în două ușe odată, chiar am cu dânsa. Zic, nu, doamnă, că să ducă banii în buget, ia ca de ce-mi trebuie. Și bonul l-am, zic, ia ca ce fac eu cu bonul. Dar e mult puțin pentru dumneavoastră, 2.900 de lei pensie. E puțin, dar și să fac, de unde să iau mai mult. Chiar să, ca unii funcționari, eu nu zic toți, publici, că zic mulți că fură, aș fura și eu, dar mine îndată mă prinde. Dar chiar și la multe persoane de rang înalt, eu le arăt. Chiar și eu și eu la conducere, aș vrâ mâna, dar până aici, dar voi o vrâți până ajungeți la ureche. Asta e prea. Și dacă ați face așa cum zic eu, și eu la conducere, mine cetățenii nu mă ori mai da jos. Că aș avea grijă și de ei. Domnul Grigore, dumneavoastră de aproximativ 50 de ani sunteți nevăzător. Da. Cum e să trăiești în întuneric? Cum e viața asta în întuneric? Ei, în întuneric, de-am cum s-ar spune, m-am deprins. Parcă îmi pare că așa aș trebui să fie. Ați acceptat viața așa cum este ea? Da, dar îmblând 20 de ani, că baianul ăsta meu cântărește un pud și-l duceam numai pe un umăr, și la un moment dat, că liceul meu nu-i departe și e ca cum am zvarat când o să ieșim afară. Înainte eu, pe 93, am avut ZAZ 1102, primul de pe stradă am avut automobil, abia ieșesă. Sunt vreo 3-4 metri și mă duceam la liceu în brânci. Mă așezam și când să mă scol nu puteam, trebuie să mă apuc așa cu... Spatele vă... Vă durea. Da, așa după asta m-am dus la Cinou, la neurochirurgie. Domnul Anatol Gumeniuc m-a operat. 3 operații și 4 discuri. Și de-am de la discurile astea, mă dor și încheieturile și uneori și aici aș. Câteodată îmi pare piciorul dreptul și unghiile mă dor. Așa dureri și am. Mai ales când schimbă timpul. Domnul Grigore, dumneavoastră ați avut o copilărie grea. Sunteți nevăzători, dar nu vă plângiți niciodată. Trăiți viața frumos așa cum este ea. De unde aveți atâta optimism? De unde e optimismul ăsta? Eu am senzația că nu se poate de trăit, numai trebuie să ai cap. De fapt, cap toți avem.
Dar depinde și, și în cap. Și așa este. Da. Câte pământuri stau părloaje, dar eu eram pe timpuri copil, încă bunelul meu era paznic și era vitreg. Era car cu boi, apoi încărca câte un car cu boi și lega cu frânghii în crâșă. Eu dacă eram mic, dar boul numai l-ai îndreptat și el știe. Deal vale, el merge încet. Era soarele sus, eu mai vrem cum vă lăcem frânghia pe mâini să nu cad, că adormeam până acasă, că vreo 3 km era departare. Și apoi bunica mea strigă: băi, grijă, băi, scol, băi, că e dimineața. Când mă trezeam, boii răgeau la poartă. Adică am în vedere că de pe câmpuri se strângea tot. Dar am un spune, un cunoscut de meu, că și frații lui, că e din Zberoaia, dar locuiește aici. Uți că numai crângi de copaci, și râpi, șoturi și vrai. Șede și putrezește. Toți așteaptă numai să le cadă din cer, să le dăie. Domn Grigori, eu vă mulțumesc mult pentru interviu, vă mulțumesc pentru discuția asta frumoasă care am avut-o cu dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și mult putere. Sunteți un exemplu pentru noi toți. Ei, asta n-aș mai spune eu că pentru toți, dar... Rodica, bine te-am găsit. Bine v-am găsit și v-am recunoscut. Hai, încă o dată. Ziua. Bine ai venit. Bine ați venit. Hai, încă o dată. Rodica, bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Vreau să te întreb, de cât timp ești la domnul Grigori? 5 ani. De 5 ani. Dar cum ați făcut cunoștință? Pe rețele de socializare. Tu ai scris sau el ți-a scris? Nu, eu. Și de-acolo am dat numărul de telefon și a zis că poftim, că când doriți, o să veniți să vă... adică să mă vedeți. Și am venit și... Tu ești de aici, din raion, din Isporeni? Nu. De unde? Orășelul Leuba, sat Tomai Vechi. Dar tu ce făceai acolo la Tomai? Ai fost căsătorit? Aveai familie? Ședeam cu tata mea și adică cu persoana din orășelul Leuba. Am făcut cu cunoștință și pe urmă venea la mine, adică așa, știi, ca la dânsul acasă. Și... Dar copilul este a lui, da? Da. Tu ai un copil cu el? Da, un băițel. Și cât timp ai fost cu el împreună? 3 luni. Și ați divorțat? Da. De ce? Era violent cu tine? Te bătea? Se comporta? Da, ca două palme. Așa, recent, adică nu mai mult eu fost. Și pe urmă ducea, adică seara și venea douza dimineața. Umbla la alte femei? Păi asta e. Și tu ți-ai luat copilul și ai venit aici la domnul Grigori, da, la Nisporeni. Da. Cu ce scop ai venit? Ai venit să-l ajuți? Da, am venit să-l văd chiar cum, adică, cum se descurcă, cum... Adică se descurcă, adică... Deci chică lemne, adică aduce apă, face foc, adică el singur să... Și am văzut asta ea și n-aș zice că e foarte om bun. E foarte, adică e jalos, adică ajută persoanele care... Și ai început să locuiești aici la el, da, cu băiatul. Da. Ce faci tu? Cu ce îl ajuți? Adică, da, ce este? Adică cu curățenia, spălatul veselul, mâncare, grădina și adică unii să are de dus, adică îl conduc, adică unii are de plasat, adică îl duc, conduc. Prin casă faci tot tu? Da. Afară? Tot eu. Tot eu. Prășești, grădina, ai grijă? În ogradă? Da, da, tot eu. Tu ai 35 de ani, domnul Grigori, 65. Da. Dumnealui zice că voi sunteți împreună. Sunteți un cuplu. Ei, suntem, adică, pur și simplu, adică, nu să fiu, adică, nu sunt înscrisă, nu să... pur și simplu, îl ajut, adică, el în cameră și eu într-o cameră. Tu știi că el a mai trăit cu 10 femei? Da, știu. Știu. Că eu nu el să... zice că tu ești a 11-a femeie cu care trăiești și are sentimente. E, are, da, dar eu nu. El are o vârstă, eu am vârsta oricare. Adică eu, el ca mie, ca tata meu. Pe tine te deranjează diferența asta de vârstă? Da. Da. Dar dacă ți-ar propune să mergeți să vă căsătoriți? Nu, nu.
Asta eu nu, n-aș. Pur și simplu eu, pur și simplu adunsul am ca asistent personal mai mult, de mai mult nimic. Nu. Cine din voi minte, tu sau el? Nici, nu știu, poate el, eu nu. Eu sunt asistent personal, mult, mai mult atât, nu vreau. Ce are nevoie cu aceea, îl ajut, dar... Ți-e frică ce o să spună lumea? Că o să vorbească despre asta sau... Nu, nu mi-e frică, dar... Nu vreau, nu. Pur și simplu, el are altă vârstă, eu... O vârstă oricare, fiecare cu vârsta lui, ani, e diferentă, nu? Nu vreau. Pur și simplu, eu îl ajut în ceea ce e greu lui, îi vine greu. Tu de 5 ani te afli aici. Da. Cât e de greu să ai grijă de o persoană nevăzătoare? El e... Eu m-am obișnuit. De-acu. Și dumnealui și eu. M-am obișnuit, adică... El își face a lui, eu fac a... Ce este în casă, el își aprinde focul, aduce lemne, adică el... Eu depinde de mine și cât pot, cât îl ajut. Băiatul tău ce vârstă are? 12 ani. Să fii sănătos. Mulțumim. Domnul Grigore, cum se comportă cu el? Frumos. El zice că când așa am eu, Oscar. Adică... Dar el a fost de acord ca să vii cu copilul aici? Da, da. Adică eu, adică știi fiecare cu, nu știi cum poate, are vârsta, are o vârstă oricare și nu sunt mult persoane care să accepte cu copil. Și știi, sunt copii care nu sunt mai năzbăcioși ca fetele și nici nu zic și este, că, pentru că are o vârstă și el oricare, nu zic că e cu minte, are o leacă și el. E ca orice copil. Copil. Tu din ce bani îți întreții copilul? Pitinii din ce bani? De ca... Din salariu? Din salariu, da. Și este suficient? Îți ajunge? E... Puțin... Dar ne ajunge. Nu zic că nu, da. Tu ce planuri ai? Ce ai de gând să faci? Vei mai sta aici sau ai planuri să pleci undeva peste hotare? Până ce aici au leac și pe urmă deamă dacă băietul deamă să mai... Asta s-a mai maturizat, de-am, cred că o să plec și eu. De-acu, el crește, de-acu, multe planuri și multe alte. De-am, copilul trebuie să-i acord ceva, un mic cadou, așa, mic parte. Tu zici că dacă nu ești cu domnul Grigore împreună, de ce în timp de 5 ani nu ți-ai refăcut viața ta? Mi-am pierdut încrederea. În bărbați? Sper, da, foarte, foarte. Eu mă temeam așa, Ian, că zic, știi, să vină să spună cineva așa, Ian, mă temeam, zic să nu... fac ceva, vă trăsnai, vă prostie și eu sunt foarte neroasă. Am înțeles. Rodica, eu îți mulțumesc mult. Multă putere și multă sănătate. Mulțumim. Ție. Mulțumim frumos. Îi mulțumesc celor care ne privesc, iar dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, îmi puteți scrie pe rețelele mele de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Yeah.